De la Tănase se așteaptă foarte multe Alibek la 25 de metri, are culoar de șut, trage Alibek, gol! O execuție superbă a șeptarului Stelis și în același timp capitanului roșalbaștilor. Execuție superbă de la distanța lui Denis Alibek. Și din Auvici din acest sezon centrează Hanca și este gol! Adam Nemeț aduce egalarea pentru Dinamo, minutul 57. Offside, s-a ridicat panionul de la margine, atenție! S-a ridicat panionul de la margine. Să vedem dacă a fost cineva care să-l incomodeze pe Niță la această fază. Panionul era sus. Arbitrul asistent pare foarte sigur pe decizie. Este vorba de Alexandru Cerei. Decizie foarte importantă, moment important al acestui meci. Este gol. Este gol, decide Ișvan Kovac, 1-1, Dinamo egalează prin Adam Nemeț, cel mai bun om al ei în această seară. Parcă s-ar fi folosit arbitrajul video la această fază, da. Am mai văzut asta în Franța-Spania recent, primul meci interțări în care s-a folosit arbitrajul video, au fost două astfel de momente, un gol anulat francezilor și unul pentru echipa lui Julen Lopetegui, un gol validat, da. Dar nici vorbă de offside, nu avea nicio legătură cu Șulatici, cu... Chiar dacă este, dar nu are... Pentru Enache, Enache, dar Filip avea un plus acolo de viteză, Boldrin, până la Denis Alibek, încearcă să protejeze, rezistă Alibek, a plecat Momcilovic pe el, pleacă plasa, Momcilovic, preluare excelentă, scoate în fața porții, gol! Marcheze doar dacă era băgat direct acolo la, în preajma punctului de la 11 metri, altfel nu. Înscrie la cred că mai puțin de un minut după ce a fost introdus Fernando Boldrin, dar această pasă a lui Alibek este extraordinară. Desigur și preluarea lui Momcilovic, mingea, traiectoria balonului l-a surprins puțin pe Romer aici. Momcilovic era în spatele lui.